Distracția a fost la cote înalte în acest weekend pe Valea Prahovei. Vremea frumoasă i-a îndemnat pe mulți să urce pe munte pentru a se răcori. Sute de turiști au luat cu asalt telecabina care face legătura între Bușteni și platoul Buceci. De cât timp stați? De vreo 4 ore. Se merită? Se merită. Dacă am venit 100 de kilometri, stăm de 2 ore, cred. Cei care au ajuns la vârful OMO au avut parte de o zi de muzică folk la prima ediție a festivalului Sărbătoarea Sfinxului. Foarte frumos! Foarte frumos! Suntem foarte încântați! Este excepțional! Rar, aerul este foarte plăcut! Sărbătoarea este de minune. Printre turiști s-a aflat și un cuplu care a ținut să ajungă la Sfinx în ziua căsătoriei. Și cei care au rămas la poalele munților au profitat din plin de vremea frumoasă. Au mers prin poiene și s-au răcorit cu bere rece la terase. Potrivit meteorologilor, la munte vremea se va menține frumoasă și în următoarele zile.